Bună ziua! Prieteni, îmi dați dreptate sau nu? Cu porcii crescuți la oameni în curte? Ia uite, altă culoare la carne, e o carne gustoasă, nu porci bătrâni, foarte tineri. Ia uite, fragedă și ia nu... Ia uite cum e aia. Nu porcii cumpărați, adică de la ferme din astea. N-au niciun gust. Mai bine cumperi de la magazin dacă vrei și ai văzut că ăla n-are gust. Poftă bună, domnule. E cu totul altceva. Simți că mănânci cu totul cu nea odată. Sare n-avem. Pe ce pui sare? Pe sare, nu e sare. Ei, na. Îți aduc și sare. Aduc. Îți aduc și ceapă de mânz? Da, aduc, aduc. Ce palamă cam aici, ai de capul meu. Mă zic că să spăl. Ia uite aici am un pic de sare. Să mă să aduc ceapă. Nu știu, asta nu mai e închei, ca să fac un job. Făcusem și-o curat, frumos, s-a murdărit la loc. Zici, faci curat mai devreme. Ca să nu faci în săptămâna mare, da? Mare așa, ca mine. Ia uite ce apă. Ia mi-a făcut cu ea, să dau cu ea jos. Ia uite toate. Ce avem astăzi la meniu? Prezentați platoul, vă rog. Cât costă? Carnea la grătar. Cât costă? 1000 de euro. 1000 de euro acest platou, prieteni, uitați. Mușchi, cotlet, fripturică. Că de mâine e gata cu fripturică. De mâine postul. Toată lumea la post de mâine. Așa că, prieteni, dați-mi și mie o afară la platoul ăsta al meu. Nu mai, gata, nu mai pune. Ia și altuzo. Ia și tu. Ia trebuie. Nu mai pun eu GPS-ul ăsta. Te lăsați o bucată lui Neamișu de aia, dar mai puneți cu capac să nu răcească. Pare la voi, Mișu, la vă... Are voie, are. Noi îi ducem, dacă poate, așa încet. Un pireu ceva ce se duce, mă, supă. Cumpărăm de acolo de jos, e magazin special. Da, mă, dar a zis că nu poate. Ce mănâncă îi face o femeie, o femeie de acolo. Pireu de cartofi, nu știu cum a mai zis că îi fac. Că nu poate să înghite. Da. Ia că m-a zis. Hai, 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 hai să vă dau cârnațul, hai! Hai, Lumina, ia cârnațul! Pune-l pe masă! Aici am pus ulei și sare, pește, peștele meu. Pui pește? De mine, uite, îi pun o băbiță cu alea. Ce, mă? Uite cu alea. Așa. Să stă caldă. Nu știi un pic? Nu știu, nu știu. Mașo? Mașo? Să nu dați pe la jos. Ia. Ușor, ușor, ușor. Ia uite cum duce. Nu-i mai bun ca al patroana. Mă, bubule, mă. Ia zi. Pune-l aici. Mă, bubulina, mă. Ia, nu se face o jumătate. Ce frumos se face roșu pe grătar. Dar nu vrei cârnat? Nu-mi place. De ce? E roșu, frumos.
Bă, du-te. Mamă, ce bun e de se sparge, fii atent. Păi cum? Ia. Eu mănânc doar uscat, nu-mi place așa. Da, da, ne sărați deloc. Băi, ori mâncăm așa, fără sare. Pusă foarte patran, puțin. Auzi de... Ia. Ia, stai să fie. E sărați? Da, o. Nu-s? Păi eu sunt foarte proastă, bună. Eu să nu mănânc. Păi eu sunt proastă. Și ați făcut multe? Îi mâncăm. Îi punem ladă și la fiecare grătar scoatem. Păi da. Păi ce, dacă băgai sare, tu ce să zic, cârna, că nu e iarna. Mm. Păi da, lasă, cum le punem, e bine așa. Păi da. Păi da? Nu, mănânc după aia. Nu sunt nici graș. Dar voi când mâncați? Nu mănânc nimic. De hai, dă-ne scaunul, mă, de lumină, de data asta a reușit cu tot. Și până acum nu. Ați gustat din carne? Carnea din bătoi. Nesărată, am gustat eu. E bună, am mâncat aseară. Păi tu ai pus sare. Nesărată deloc. Eu am vrut asta. Bun. Ia și mănâncă, revenim când mergem la Nemișu. Hai. Bine, hai. Uitați. Vai, ce pește. Bă, vezi cum l-am frit. Uitați cum frige pește luminița aceasta. Peștele de flori. Flori sau înflori? Flori. De flori. Asta partea lui Bobițescu. Uitați pește. Să împărțim. Asta se împarte pește. Am mai făcut grijite. Peștele l-am lăsat așa să prăjească. Mm-hmm. Mai crocant. Wow. Am înghițit un nod în sec. Hai că a tăiat tata lămâiță. Hai. Uite cum s-a frit. Așa și bă, ce fete avem! Wow. Ce fete! Dă-i tu o bară! De care de bere? De bere, dă două de care. Dă-i tu, adă la mine. Să primești mișcă. Cum le cheamă fetele aia care fac? Mă numesc la pe bune cu numele la restaurant. Mă, voi știți, mă. Mă, ce ui, la adică, frumusețe. Mă, ea și Mădălina sunt coțomurile adevărate. Uite ce nu e păzăște. Ei rog. Sunt mește... N-am ce să spun. Hai că adu-n pahar de la mare. Dar mai pui multă de asta. Ala. Da. Uite și unul știu, da. Unde ustroiul? Așa. Ce ți-a luat tricoul ăsta, Kevin Klein? Nu-i treabă ta. Să-ți spun? Uh-huh. Eu de la Rudaru cu 30 de lei. Nu, mă, de la firmă i-a luat. 300 de lei. Nu, mă, 3 milioane. Da, da, bă, 300 3 milioane, mă. Dar eu vreau să-mi iau coci. Eu vreau să-mi iau de la firma Coce Paron. Hai, dă-i de pomană. Cine e, de mama? Dă-i, că le faci cu curățesc. Nu se dai de pomană prima dată, am mâncat și am făcut și eu ca patronă. Ai făcut exact ca patronă. Dacă tu mergi să-mi iau. O să dăm de pomană și să mâncăm după aia, mâncăm mă noi lasă. Și după aia morți. Mă, mâncare prima dată de la neamul Reilanț. Da. Dar asta să deci, știe. Deci tata lui taică-tu și lui bunica mea mănâncă ei după aia și noi da. Prima dată. Trebuia înainte. Ia pune. Ia-ți vlogul, te rog. Mă dă. Îți da. Aparține. Mi-e și farfurii mici, îmi trebuie și mie și lumină că mă îndrău. Oh, oh, gener, dar cine la prieteni? Da. Cum să nu? Unghiile. De mult. Au, trebuia să arăte și unghiile. Mâine am eu programare să vă dați deoparte țineți-vă. Toată lumea. Țineți-vă. Mâine am programare la ora 12, la, cum îi zice? Parcă vă că nu se duci. Parcă vă. Zice, ce? Hai, lasă, lasă, mai târziu, mai târziu. Vedem. Nu mă lasă. La Baron, cum îi zice? La Baron? Baron? La Sexy Club. Ce sexy? Și după aia îmi pun gene, dar eu le pun până colea. A, păi și un patru. Ostrui. Patru. Eu până colea mi le pun. Să văd că prânge bubu. Că dau bani. Să o vezi pe mama cu gene, cu... Mai, dar nu... Nu, serios, trebuie să-ți cumperi și tu o vopsea de păr. Atunci când ai ieșit de la facultate, am dus-o eu la salon, special la Severin, am dus-o. Păi cum? Cât am dat atunci la salon? Nu mai știu.
Mamă, cât e farfurii. Mai de mie. Unde le punem? Hai iau pe asta. Vopsi spălat, auzăm vreo 100 și ceva de euro. Dă-mi altul. Carnea gata, felul 1 am terminat. Lasă, felul 2 prieteni, am. Nu mă pișcă. Că o să mă vedeți și pe mine, să fiu sexy. Mai e puțin. Sexy vrei. Partea aia cu lumina a pus-o și așa. Care? Partea aia cu mama. N-ai meșterți? Nu. Lumina, tu chiar pe bune tu ești. Mă, eu abusei tu ai început stau... ca o familie care filmează pe furiș. Mai stau să mai șterg din vloguri, pă dacă tu vorbești. Stai să vedeți acum din parte. Ehe. Părinții care n-ascultă de copii. Dar nu-ți unde te duci la Neamișu? Mhm. Dar nu să-i duci și noi de mâncare. Mergi și eu, că mergem la Neamișu și după aia să-mi cumpăr telefon. Cine se duce? Noi doi. Și maică. Mergeți tot? Îl luați pe David. Eu nu mai mă duc. Să nu mai încurci sucul. Asta e sucul meu. Iar nu amestecat sticlele, că văd că bezi de jumate și le aruncați întregi. Și vine Paștele pe voi și n-aveți suc. Eu v-am cumpărat. Eu ăsta îl beau până la noapte, am de bucur. Îți ținei cu tine în mașină. Păi nu, eu v-am cumpărat suc de 20 de milioane. Să nu, la, să nu vă sticle și fii atent după ce le strângeți într-un sac și luați... Nu, eu, mă, nu luați le rușine. Eu am luat un sac și l-am agățat acolo în cui. Și toate sticlele îl punem acolo. E 50 de bani pe sticle. Da, păi am adunat deja câteva. Mai tau să uite și pe alea am eu în mașină 5-6. Am văzut în mașină. Am avut aseară să le duc. Alea din mașină. 50 de bani sticle. Păi mai am și eu multe acolo, mai am o proasă acolo. Sticlă de Fanta e ok? Da. Da, am o mașină. Toate sticlele mele, toate, tot ce e sticlă. Eu și... zic că luați 2 milioane pe sticlele goale. Da. Pe cum nu? Câte avem, cum să nu iei? Pe ce e are jos, mai la 2 milioane și ne trebuie, ne cumpărăm ce ne trebuie acum de bani. Păi pe 2 milioane. Mă, nu mai e pâine. Ia vezi în dulap jos, nu mai e. Am luat eu pâine, cum nu mai e? Pe cum? S-a mâncat 4 pâini. Eu 2 am pus în coș. Jos în dulap, lumini. Hai de pe mână, dai tu sau dă... Dai tu. Am mâncat noi prima dată. Hai, punem, mă, punem farfurii. Și când te duci colo și veneai la biserică și dădeam după aia, cum era? Ei, am să dădea da. Prima dată. Dai de pomană... Sătulă. Sătulă, trebuia flămândă. Beută, mâncată. Să aveți acum comentarii. Hai, că revenim, prieteni, de la Neamișu. Gata, prieteni, ăsta a fost vlogul meu, o să vedeți cum filmează. Ia, arată cum ești tu de pomană, hai. Cum filmează Dănuț pe, pe canalul lui, acum. La Neamișu. Hai bine, gata, prietene, lasă că nu e voie. Hai. Nu e voie, gata, că trebuie să zică în țigănește. Da. Hai, gata, prieteni, revenim cu vlogul lui Dănuț la Neamișu. Pa, pa!